viața pe stradă este periculoasă oriunde, mai ales pentru un copil. În Haiti, acest stil de viață ucide. Caitlin Burke a vizitat Haiti pentru a vorbi cu o femeie care conduce un adăpost pentru copiii străzii în Cap Haitian. Ea nu doar întâmpină nevoile fizice ale copiilor, ci și pe cele spirituale. În fiecare dimineață, Lindsay Jorgensen încearcă să înțeleagă dacă copiii vor încerca să se descurce singuri în Cap Haitian sau vor alege refugiul oferit de ea. Mai întâi mă rog, deoarece am nevoie de Dumnezeu pentru a face față. Lindsay a fondat Street Hearts, o organizație fondată în urma legăturilor pe care le-a încheiat cu copiii care i-au cucerit inima. Copiii nu au ce să caute pe străzile din Haiti. Însă, din cauza sărăciei, a abuzurilor sau pentru că sunt orfani, mulți dintre copii ajung pe străzi. Ei sunt nevoiți să devină adulți la 5, 6, 7 ani. Cu cât petrec mai mult timp pe stradă, cu atât este mai greu să iei de acolo. Când vin aici, eu încerc să-i îndrum, deoarece ei cred că știu tot și toată lumea este împotriva lor. Lindsay a cunoscut copiii străzii din 2012. Era să treacă peste ei cu mașina în timp ce mergea la lucru. În curând a aflat că ei aveau ceva în comun. Eu am ieșit în evidență, am fost persoana ciudată, iar ei, în felul lor, sunt ciudații care sunt excluși din comunitatea lor. Ei nu au pe nimeni. Eu nu am avut pe nimeni. Am început să petrecem timp împreună. După ce le-a câștigat încrederea, ei au spus povestea lor de viață. Am avut 6 ani când am ajuns pe stradă. Am avut un prieten pe nume Zema. Am locuit împreună pe stradă. Unii dintre copiii străzii au venit la noi și au vrut să ne taie cu lama. Oriunde mergeam, ne urmau cu lama de ras. Băieții au venit să ne bată, să ne ia banii pe care i-am strâns cerșind pe stradă. Au fost abuzați sexual. Copii de 7 ani au avut relații sexuale cu bărbați pentru mâncare. Acesta e motivul pentru care Lindsay a fondat organizația Street Hearts. Misiunea ei este de a crea un loc sigur pentru băieții străzii din Haiti. Lucrarea a înțeles recent că are o chemare și mai mare din cauza violenței pe străzi. Copiii sunt sacrificați în cadrul unor ritualuri voodoo. Unii îl plătesc pe un vrac să fure sufletul copilului. Astfel, ei omoară copilul, îl lapidează până moare. Apoi iau sufletul copilului, adesea îi iau dinții sau altceva. Ei fac un descântec. Astfel, acel suflet dă persoanei respective putere și influență. Din cauza acestui rău, Street Hearts oferă ce numesc ei prima fază. Copiii care nu sunt pregătiți să părăsească strada pentru totdeauna pot lua un taxi care să-i ducă la adăpostul organizației Street Hearts. Ei primesc mâncare, pot face duș și pot dormi într-un pat curat. Apoi fac parte în mod oficial din program și se mută la un adăpost mai mare. O echipă a organizației Street Hearts lucrează cu fiecare băiat și îi învață despre responsabilitate, disciplină, respect. Pentru ei suntem un model de tată și astfel îi tratăm. Este nevoie de răbdare, dragoste, de mai multă răbdare și de mai multă dragoste. Dacă avem răbdare, ei vor colabora. Lindsay se confruntă zilnic cu probleme. You never know what's going to happen. You don't know if a child's going to die that day, who's going to be sick, and then on top of that. Niciodată nu știi ce se va întâmpla, dacă copilul se va îmbolnăvi. De fapt, ne confruntăm cu munca unei mame care îi trimite la școală, la antrenamentul de fotbal. Unul are o problemă, altul vrea să-i verific proiectul. Suntem ocupați cu treburi. Nu este vorba de 2 copii, ci de 75. În faza a treia sunt ajutați cei care au peste 18 ani pentru a-și găsi un loc de muncă. Echipa Street Hearts caută parteneri care să ia copiii ca practicanți. Câteodată se progresează mai greu. Transformarea unui copil care s-a maturizat prea devreme necesită timp. Este important să te oprești, să te uiți la progresele pe care le-au făcut legat de comportamentul lor, de modul în care se îmbracă. Unul dintre copiii cu cele mai multe probleme este președintele unei școli. Jorgensen spune că mai presus de toate, ea speră că va întâlni acești copii în ceruri. Eu mă rog să mor înaintea lor. Nu pot imagina să moară unul dintre copiii noștri. Vreau să stau la poartă și să mă uit cum intră. And so she presses on.
Astfel, ea insistă și caută copilul pe care încă nu l-a găsit. Copiii știu că taximetrele vor veni în fiecare seară, însă ei sunt cei care decid să accepte ajutorul sau să rămână pe străzi. Alpha.